Seara, dragii mei, cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Leu. Aceasta este partea a doua, da, decalată un pic, din cauza că după prima parte am avut o stare care nu mi-a permis să continui în acea seară cu această a doua parte. Posibil ce voi citi acum despre voi și partenerul sau una din, eu știu, partenerii, unul din partenerii voștri, s-ar putea să nu aibă legătură cu grupul căruia i-am vorbit în prima parte. Dar e posibil foarte bine să existe legături. Voi știți, voi simțiți cum rezonați. Totodată, aceste cărți care vorbesc despre viața voastră intimă pot sau nu pot să vorbească sau să explice relația pe care o vom vedea în aceste de cărți. Da, în fine. Vom vedea ce se arată. Mai amestec o dată cărțile Soare. Ia uite, trei de băte. Ar trebui să fiți voi, așteptând pe cineva sau sperând, încercând să vedeți viitorul într-o relație. Cu un alt semn de foc sau cu o persoană care este la distanță. Soare, Luna, Venus, Ascendent în Leu. Evident că dacă cumva rezonează pentru cei cu Lună în Leu, este foarte, foarte posibil să nu rezoneze pentru cei cu Soare în Leu. Dacă rezonează pentru cei cu Soare în Leu, este posibil să nu rezoneze pentru cei cu Venus. Dacă rezonează pentru cei cu Venus, să nu rezoneze pentru cei cu Ascendent. Deci, încercați să vă adaptați, să fiți flexibili. Asta e. Cu cine rezonează, vom vedea. Soare, Luna, Venus, Ascendent în Leu. Decembrie 2019. Ia să vedem. Ce vă doriți? Ce își doresc? De ce vă este teamă? De ce le este teamă lor? Ce se lipesc? Cărțile? Oh, ce frumos! Împărăteasa! Pentru unii, poate să fie cineva născut în martie sau a treia zodie, acesta în a treia gemeni, da? Unii spun că împărăteasa fiind reprezentanta lui Venus poate să reprezinte și un taur, poate să reprezinte și o balanță. Dar trecând peste aceste detalii mai mult sau mai puțin semnificative, împărăteasa e o vibrație foarte bună, măcar din punct de vedere sexual. Una dintre cele mai înalte vibrații. Pentru că acest gen de persoană, evident că este evoluată și nu oferă dragoste oricui și nu face dragoste oricum, oricând și cu oricine. Haideți să vedem. Io, 5 de cupe, mami. Ia să vedem ce vă doriți voi. Ce își doresc ei? 7 de bâte. De ce vă este teamă? De 6 de monede și lor de 9 de cupe. La capătul setului ce aveți? Împărăteasa, temperanța, această persoană care o fi aceasta, voi știți. Este după o dezamăgire. Este după o dezamăgire, 4 de cupe, într-o relație în care nu s-a comunicat corect. Poate la un moment dat cineva a înșelat și altul a stat în singurătate și a încercat să înțeleagă de ce trece. Prin ce trece, de ce persoana dragă îl înșală sau o înșală. Eventual, dacă n-a fost vorba de nicio înșelăciune și a fost pur și simplu lipsă de comunicare emoțională și mentală, verbală, o persoană, cel puțin o persoană, a stat mult timp singură. Mult timp singură să mediteze la conceptul de relație, în general, eventual și relație intimă. Ce își dorește de fapt de la această relație? La asta s-a gândit această persoană în cei mulți ani de singurătate. 9, îmi vine mie acum în minte, 9 ani de singurătate.
Nu s-a comunicat mental, emoțional, nevoile intime ale fiecăruia. Și după toate, poate în ultimii, ia uite, 4 cu 4, 8. Poate în ultimii 8 ani a experimentat aceste stări și ea ca în al nouălea, am vorbit de nu știu pentru cine o fi, de o fi pentru cineva, în al nouălea, persoana începe să se echilibreze emoțional și sexual. Să se transforme în cea mai frumoasă femeie. Din punctul acesta de vedere. În care Kundalini îi este, așa simt să spun, așa zic, ce să mai... Kundalini, în acest moment, pentru această femeie, este un prieten în ascuns. Nu știu, un prieten care e pregătit oricând să o apere. Am spus că în ultima vreme persoana s-a echilibrat și și-a transformat iar emoțiile. A devenit o alchimistă și o împărăteasă. Ha, ce frumos! Și totuși, încă unii dintre voi, sunteți într-o trecere. Lei, aveți 5 de cupe. Poate regretați un semn de apă, poate semnul de apă vă regretă, dar este cartea dorințelor. Eu cred că vă doriți acest semn de apă unii dintre voi. Dacă nu e semn de apă, orice semn ar fi, unii dintre voi încă vă doriți să vă împăcați, pentru că simțiți că pasiunea se duce. Se duce pe această apă. Simțiți că pasiunea, focul care v-a aprins cândva. Și aici este leu, interesant. Leu care, care încearcă să comunice emoții, dar degeaba. Probabil că n-a făcut-o când trebuia, nu știu. Nu știu ce se întâmplă. Cei doi, cel puțin o persoană încearcă să se împace. Să zicem că partea masculină încearcă să se împace, dar partea feminină, nu e convinsă că lucrurile vor merge. Deja flacărea nu mai e aici aproape. E în spate. Și interesant, am senzația în acest moment, fără supărare, că lei, e prima oară când citesc așa cartea, lei au comunicat într-un mod emoțional mai mult, nu știu cum să zic, mai mult decât o făceau de obicei și tocmai din cauza asta că au vărsat atâtea emoții, au stins această pasiune. Nu știu, poate unele emoții trebuiau reținute. Mai ales cele negative, că există emoții pozitive și negative. A curs prea multă apă, prea multă apă, prea multe lacrimi în această relație. De ambele părți. Dar știm că lei pot fi foarte emoționali uneori. Și cred că în această relație au fost excepțional de emoționali și această latură nu le-a priit. Au intrat într-o vibrație care nu îi reprezintă pe ei și au pierdut pasiunea. Dar 5, pentru că în poziția dorințelor vă doriți să schimbați. 5 înseamnă schimbare. E asemănător cu 8, dar 8 reprezintă transformare. 5 către 6, să mergeți către 6 de cupe, să vă atrageți, dacă ieșiți în această vibrație a regretelor și a trecutului, să vă atrageți eventual ori împăcarea 6 de cupe, ori sufletul pereche pe care ar trebui să-l întâlniți. Și aveți un 6 aici, da? În poziția fricilor. În poziția fricilor este o relație, poate cu un semn de pământ, mai mult sau mai puțin, în care... Doamna îl așteaptă pe domn. Pofticioasă, plină de dorințe. De ce vă este teamă? Nu știu. Voi știți. Voi știți. Posibil că e altcineva.
Pentru unii, da, poate să fie un semn de pământ. Temeri, frici, voi știți din ce motive. A comunicării, poate, emoționale dintre voi. Nu e o comunicare emoțională corectă, coerentă. Potrivită pentru, eu știu, nivelul vostru. Totuși, ori semnul de pământ vă așteaptă, ori altă, posibil altă persoană vă așteaptă. Și totuși în poziția fricilor. Poate pe de o parte v-ați împăca cu această persoană și aceasta care vă așteaptă din poziția fricilor. Poate vă este teamă, mulțumesc de inspirație. Vă este teamă că nu veți fi în stare să echilibrați situația. Poate sunteți chiar voi aici pofticioși și doritori, da? De împăcare, de dragoste. Încă simțiți pasiunea, încă simțiți tentația, dar dintr-un motiv vă este teamă că nu se va echilibra. Șase de monede vorbește despre echilibru. Practic, practic. Ei, ce își doresc? Șapte de bâte. Ce se lipește? Șapte de bâte. Probabil că încearcă să cucerească pe cineva. E foarte diferit. Am senzația că persoana de aici nu se gândește chiar la voi. Dar haideți să vă dau două variante în cazul în care se gândește. În cazul în care se gândește persoana, că e semn de foc și aici ați putea fi voi, și-ar dori să reaprindeți această flacără. Da? Dar eu simt că e mai degrabă altă persoană. În fine. Deci, pe de o parte, sunt două scenarii. Persoana de aici își dorește, vă dorește pe voi că sunteți semn de foc și își dorește să vă cucerească. Dar și e foarte hotărâtă să vă cucerească. Dar la fel, ca la cine? Ca la Capricorn, de era altă carte. Bărbatul are senzația că se gândește la altcineva totuși. Dacă voi sunteți acest bărbat, s-ar putea să vă gândiți la această persoană. În fine. Da. Da, da. Pentru că în poziția fricilor este un semn de apă. Lor le este frică de acest semn de apă. Pentru că voi vă doriți bine. Evident că nu e obligatoriu să fie semn de apă. Persoana cu care ați avut o relație și cu care tot ați încerca, v-ați dori reechilibrarea, reîmpăcarea, da? Lor le este teamă ca nu cumva voi să vă împăcați și să fiți fericiți lângă această persoană, vedeți? Pe de o parte, e un scenariu. Pot să fie mai multe, da? Pe de altă parte, da. Pe de altă parte, în cazul în care chiar reușiți această împăcare, cred că e vorba de o împăcare, da? În care discutați despre emoții, despre tot ce am spus eu mai devreme, încercați să reechilibrați, să treceți peste aceste frici, să reechilibrați practic situația dintre voi. Persoana cu care aveți de-a face încearcă să depună, se luptă, este cartea luptelor, șapte de bâte. Se luptă să mențină această victorie, da? Șase de bâte, șase de monede, da? Această mică victorie încearcă să din toate puterile să o mențină. Însă undeva în subconștient îi e teamă că nu se va mai ajunge la acea fericire la care ați fost, prin care ați trecut cândva înainte să ajungeți în această stare, înțelegeți? Nouă de cupe. E în poziția fricilor. Se luptă să vă recucerească, să reaprindă pasiunea, da? Să o aducă mai aproape,
să intre în viața voastră sau voi să intrați în viața lor, să reintrați în viața lor, da? Să intre. Dar în poziția fricilor este acest 9 de cupe. Le este teamă că nu veți ajunge la acea satisfacție la care, eu știu, ați fi vrut amândoi să ajungeți și nu ați ajuns sau ați ajuns cândva și din cauza unor probleme de comunicare, cum am spus mai devreme, mentală și emoțională, nu ați reușit. Cam aceasta ar fi etalarea intimă dintre voi și o persoană dragă. Acum, ce aveți? Uf! Hai, iar le scapi. Sper să... Ok, mergem în continuare. Doamne, doamne, doamne. Așa se întâmplă când fac etalări noaptea. Nu-i nimic. Important e că merge. Aceasta... Băi, dar de ce s-a răsturnat? Poate se răstoarnă situația, poate într-adevăr aici aveți a face cu altă persoană. O situație care apare într-un mod neașteptat. O răsturnare de situație. Da? Și răsturnarea camerei mele ar trebui să sugereze ceva. Nu doar faptul, nu sunt adormită. Cavalerul de spade. După ce cineva încearcă să se detașeze emoțional. O situație neașteptată apare după o despărțire. Am amestecat cărțile, hai să le mai amestec o dată. Leu și partenerii, partenerele lor. O să fie și un membru al familiei, oricine aici. Dar o să încerc să fac tot etalare de dragoste. Leu, soare, lună, Venus, ascendent în Leu. Ok. Decembrie 2019. Ce simțiți voi, ce gândiți, cum acționați, ce vă doriți? De ce vă este frică și okay, ce reușiți să realizați, să manifestați până la sfârșitul anului, ce simt ei, ce gândesc, cum acționează, ce își doresc, de ce le este teamă și ce vor manifesta până la sfârșitul anului. Acum, nu uitați că oricând puteți schimba pozițiile, după cum simțiți. În capătul setului de cărți, valetul de băte. Puteți fi voi sau pur și simplu un mesaj pasional, un mesaj creativ sau o persoană mai tânără. Da, să vedem cărțile mai întâi. Ai, ce bine că nu s-a întrerupt. Patru de cupe în suflet. Sunteți triști. Sunteți triști. Gândiți cum să investiți, cum să vă bucurați de roadele acestei relații. Oh. În public sau cum acționați? Acționați de ca și când sunteți foarte fericiți. Haideți să vedem. Oh, Doamne! Ce vă doriți, diavolul? De ce vă este teamă de asul de spade? Oh, și ce reușiți să manifestați? Patru de spade. Ciudat! Ciudat! Haideți să vedem. Deci în suflet, luna voastră, în suflet sunteți triști. A fost un trio, cel puțin un trio, cel puțin odată. Măi, dar nu vor să... Da? La un moment dat cineva v-a oferit o cupă de dragoste, de împăcare eventual, dacă nu o nouă dragoste, poate de împăcare, și cineva a refuzat-o, posibil voi. Și pentru că ați refuzat-o... Nu au mai mers lucrurile așa cum mergeau pe vremuri. Am spus, pentru unii e posibil în suflet să aveți un semn de apă care este supărat pentru acest trio. Unii dintre voi, dar nu toți aveți de-a face cu un semn de apă, așa că luați-vă mesajul cum simțiți. Oricum, patru de cupe este o energie a regretelor. Nu chiar ca cinci, dar a întristării, a însingurării, a meditației asupra emoțiilor din trecut, negative, triourile, da, și potențialul pozitiv pe care trebuie să-l simțiți, să vi-l aducă prezentul, dacă nu viitorul.
La ce vă gândiți? Ați investit în această relație. Care o fi ea? Cu această persoană ați investit 7 ani sau poate chiar mai mult, cicluri de 7. 7 este Saturn. Dar Saturn reprezintă și restructurare. Vă gândiți dacă să mai investiți, să mergeți către 8 sau doar așteptați să pice fructele, să simțiți că eventual sunteți apreciați sau direcțiile în care ați investit au meritat, au făcut fructe, înțelegeți? Eventual vă gândiți la un semn de pământ. Am văzut mai devreme și la etalarea sexuală. Cupe și pământ. Poate sunteți între două persoane. Sau, dacă nu între două persoane, în suflet aveți emoții nu tocmai fericite, nu tocmai dulci. În minte vă gândiți la bani. Cum să... Cum să vă mențineți stabilitatea? Cum acționați 10 de cupe? De ca și când sunteți super fericiți. Dar nu prea mi se pare mie că sunteți chiar atât de fericiți. Este foarte posibil să fie o iluzie pe care încercați să o creați în realitatea de zi cu zi. Pentru că este imaginea mijlocul cerului, imaginea publică, martele vostru, iar cupe. Poate sunt acum niște evenimente de sărbători, da, la care participați și vă bine dispuneți, vă regăsiți optimismul, ar fi frumos să vă regăsiți optimismul, dar în suflet totuși încă sunteți supărați. Fără supărare, sunteți supărați. Da, repet acest cuvânt pentru că asta îmi sugerează prima carte. Am zis, poate încercați să păreți mai fericiți decât sunteți, eventual, ca să atrageți fericirea, dar... Ce vă doriți? Vă doriți obsedant acest diavol. Unii poate vă doriți acest capricorn sau semn de pământ. Unii poate vă doriți acest semn de apă. Dar trecând peste pământ sau apă, da? Pentru că și 10 de cupe deja e prea mult, e prea plin. Pentru cei care într-adevăr ați experimentat de ceva timp această stare de tristețe și de așteptare, încercați să manifestați această fericire ca să atrageți o mare pasiune în viața voastră pentru unii dintre voi. Dar ca să o atrageți, trebuie să vă vindecați, să treceți prin 4 de spade, da? 4 de cupe, 4 de spade, să vă vindecați din acest trio prin care ați trecut, da? Înțelegeți? Să vă vindecați de acest trio. Pentru că în acest moment vă este teamă de adevăr. Vă este teamă de acest as de spade. Poate că e semn de aer, mai mult sau mai puțin, dar vă este teamă de adevăr. Și adevărul, da, uneori e dureros. Cu diavolul aici, în poziția dorințelor, poate faceți orice este posibil, încerc să fiu delicată și subtilă, ca să vă păstrați această familie fericită măcar în public sau relație, ce ar putea să fie ea. Deși în suflet, repet, sunteți triști și totuși reușiți până la sfârșitul anului să intrați într-o vibrație de vindecare, 4 de spade, da? De vindecare. Ei, în suflet roata norocului, în gânduri doi de bâte, cum acționează martele. Oh, faetonul. Wow. Ce-și doresc soarele. Wow. Deci este teamă de cavalerul de spade.
Și ce reușește să manifeste cavalerul de bâte. Roata norocului în suflet. Lucrurile se schimbă. Acum variază de la unii la alții. Că se schimbă cu voi, că se schimbă cu altcineva, repet, variază de la unii la alții pentru că în gânduri ce au doi de bâte. Au de ales între voi, semn de foc, și eventual un alt semn de foc sau o altă persoană pasională. Și trebuie să aleagă bine, e în poziția gândurilor. Amândouă cărțile reprezintă schimbare, pentru că în funcție de ce aleg, viața li se va schimba. Sau va rămâne la fel, sau vor experimenta ceva nou. Este roata norocului, semnul lui Jupiter sau lui, semnul lui Jupiter, semnul peștilor sau al săgetătorului. Poate simt că, da, simt că vor să schimbe ceva din punct de vedere emoțional. Viața lor emoțională vor să trăiască sub un semn al abundenței, al norocului, al expansiunii, al bucuriei, pentru că e Jupiter, da? E cea mai voioasă după soare, cea mai voioasă și au și soarele. Wow, ce arcane majore! Voi aveți una foarte intensă și destul de negativă. Bine, 10 de cupe e similar cu soarele, varianta mică, și asul de spade, dar ei au 3 arcane majore. Am zis în gânduri, sunteți voi, eventual, și un alt semn. Au de ales. Au de ales. Ce vor alege? Rămâne de văzut. Cum acționează? Faetonul. Încearcă să meargă înainte. În ce sens? Repet, variază de la o persoană la alta. Să ia experiențele negative și pozitive, că asta face faetonul, și să meargă către destinul său. Asta în cazul în care au hotărât că destinul lor este cu voi sau fără ei. Sau fără voi. Cu voi sau fără voi. E o alegere foarte importantă. Sunt într-un moment foarte important și voi știți chestia asta și vă doriți obsedant să rămâneți alături de ei. Să exprimați acest 10 de cupe, deși în suflet, repet, nu sunteți fericiți și vă gândiți dacă merită investiția. Și totuși sunteți obsedați de această imagine, că totul merge bine. Nu merge chiar bine. Pentru că nu degeaba aveți 4 de spade. Nu degeaba vă este teamă de adevăr. Adevărul este că s-a întâmplat ceva. Sau urmează să se întâmple. Așa simt să citesc, așa citesc. Ce-și doresc soarele. Da, vă pot dori și pe voi. Într-o variantă. Dar poate, în cazul în care n-a mers bine cu voi, își doresc fericirea. Autentică, adevărată, da? Roata norocului și faetonul, da? Acea și nu doar fericirea, trezirea. Trezirea. Am zis că faetonul merge către stea. Bine, prima stea care e aici este soarele. Își doresc să înțeleagă, să se trezească la realitate, să vadă realitatea, eventual să se bucure. Și poate că se bucură. Poate ei sunt aici, în viața voastră publică. Și undeva acest diavol e atras de această bucurie, de această fericire. Știu că sună ciudat cum interpretez, dar asta e o fi pentru cineva. Deci el este teamă de cavalerul de spade, de evenimente neașteptate, de mesaje neașteptate, de eventual o comunicare prea bruscă. Amândorura vă este teamă de a comunica adevărul, situația reală dintre voi doi.
Vouă este teamă de asul de spadelor, de cavalerul de spade. Care mânuiește acest as? Ori o fi un semn de aer care ar putea să manifeste dreptate și să vă spună, da, niște lucruri. Ori dacă nu e o persoană anume, pur și simplu este realitatea. Ce reușește să manifeste? Cavalerul de bâte. Teoretic ar trebui să vă manifeste pe voi. Cavalerul de bâte puteți fi voi. O variantă aventuroasă. Dar este foarte posibil, pentru că cavalerul de bâte reprezintă o persoană pasională care vine și își fură iubita, da? Și o duce în locuri nemai întâlnite. Poate reușesc ei să se transforme într-o persoană aventuroasă. Cu Jupiter aici, în suflet, și faetonul care vrea să meargă, simt că ei vor să meargă. Da? Să meargă către, nu neapărat aventură, către soare, către bucurie, către transformarea aceasta, către noroc. E un moment mai special. S-ar putea o perioadă să vă bucurați de mesaje, de un început pasional, de o victorie, dar la un moment dat va trebui să luați o decizie. Pentru că dacă nu luați corect, se va întâmpla o ruptură și se va întâmpla tocmai ca să se echilibreze situația. Este vorba de Regina de Cupe, este vorba de dragoste. Ruptura aceasta care este foarte posibil să apară în viața unora dintre voi, este cu un scop ca să vă echilibrați, să vă vindecați emoțional. Și eventual să reconstruiți o dragoste adevărată, cu pași mici și siguri, pentru cei care vor să reconstruiască. Dacă nu, reconstrucția va fi separat. Fiecare își va reconstrui viața. Este un turn aici, este un diavol, este o obsesie. Și e complicat. Și e complicat. Acest faeton este foarte puternic. Se zice că sunt ei. Rac sau planete în semnul racului, dacă au. Dar trecând peste acest aspect, poate n-au nimic, poate pur și simplu nodul nord în rac, care se manifestă la ei într-un anume fel. Vor să meargă mai departe. Au nevoie de schimbare. Și acum văd, e vorba de roată. Roata norocului, aici sunt două roți. Și aici este, bine, este o altă roată. Au nevoie de schimbare, de transformare, de mișcare. Aceasta este etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în Leu pentru decembrie 2019. O să revin cu următoarea pentru anul viitor. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Pa!